28 octombrie. Mitropolitul Iachint a murit la curtea de Argeș în anul 1372, după ce a păstorit cu râvnă, a sfătuit cu înțelepciune și a pătimit cu răbdare și smerenie. Ca atare, în data de 26 octombrie 2008, încoace, Biserica Ortodoxă Română îl socotește Sfânt Ierarh și îl prăznuiește la 28 octombrie ca păstor și părinte sufletesc al tuturor românilor dintre Dunăre și Carpați. Tot azi pomenim pe fericitul Terentie, care, fiind creștin drept credincios, s-a căsătorit prin legiuită nuntă cu Neonila, care era de o credință cu el, și a avut cu dânsa 7 fii, pe care i-au crescut în dreaptă credință.